în săptămâna mare, conform perceptelor religioase, are loc sacramental moartea și învierea, asociate de comunitatea tradițională cu renașterea simbolică a timpului prin jertfa divinității. Sărbătoarea este marcată de ceremonialurile liturgice ale bisericii, dedicate patimilor și învierii lui Isus, dar cuprinde și elemente specifice sărbătorilor precreștine de celebrare a venirii primăverii. Printre acestea se remarcă spălatul ritual, care este efectuat în ziua de Paști, se bazează pe efectul apei și pe cumulul magic, care alături de alte piese din instrumentarul magic, cu semnificații distincte, cum este bănuțul de argint sau roșu, are puteri miraculoase. Focurile rituale, o altă reminiscență a substratului precreștin, se aprindeau în acord cu timpul sacru. Împodobirea rituală cu crengi verzi, crengile fiind consacrate unor zeități protectoare a vegetației. O altă caracteristică care demonstrează apartenența sărbătorii la substratul precreștin este caracterul ei de cult al morților. Secvența ceremonială se desfășoară în ziua de Paști și constă în oferirea de pomană și daruri rituale și pomenirea morților de către oficiată de preoți. Săptămâna Mare încheie perioada postului creștin și constituie prologul Marii Sărbători a Învierii. Dominante în această perioadă sunt tradițiile preparatorii, pregătirea alimentelor tradiționale, coapte, pasca și cozonacii, curățirea casei, specifică mai multor sărbători cu caracter de trecere și sacrificiul ritual al mielului. Din suprapunerea elementelor creștine peste cele precreștine se detașează alături de acestea și decorarea și vopsirea ouălor. Obiceiul vopsirii este foarte vechi, are rădăcini în Orientul Antic, fiind ulterior preluat de creștinism. Tradițiile decorării ouălor s-au modificat în timp. Inițial acestea se făceau bazându-se pe elemente vegetale, vopsitul vegetal fiind treptat înlocuit cu cel chimic. În codul alimentar pascal, oul este simbolul cu cele mai multe semnificații, reprezentând un arhetip prin vechimea și relevanța sa în toate culturile. Având funcție de simbol germinator al vieții, acest lucru a determinat și larga lui utilizare în obiceiurile de primăvară. Îl întâlnim în riturile de pornire a plugurilor, în ritul primei brazde și în multe alte rituri de fertilitate. În Săptămâna Mare este dedicat și reflectă patimile lui Isus și pregătește comunitatea pentru marele eveniment care este învierea Domnului.